Ce avem noi astăzi? Avem un Bluetooth headset with charging dock. Ce-o fi însemnând asta? Dock and charge. Ia să vedem. Ce drăguț! Pare că e un încărcător de mașină, așa. Ia să vedem pe unde se desface. Asta. Ta-da! Și avem un încărcător roșu, albastru, roșu, albastru. Oare ce înseamnă asta? Oare încearcă să se conecteze. Ce drăguț, e cu magnet. Îl pui la încărcat. Are aici doi conectori. Și aici doi conectori. Pac! Și le-ai pus la încărcat. Foarte mișto. Bun, ia să vedem. Asta nu ne mai trebuie. Instrucțiunea, cine citește instrucțiunile? Cutia drăguță, dar nu ne trebuie. Bun, să vedem cum se împerechează. Settings. Bluetooth. Vether BTVDK01. Și connected. Ce drăguț. Bun, dar buton avem? Adică de unde răspunzi? A, ce drăguț. Se apăsă cumva așa pe spatele carcasei. Bun, să vedem. Bun, și acum îl punem la ureche. Să primim și noi un apel. Ia să vedem. Pentru că sunt singur la birou, o să mă sun singur. Răzvan Baciu. Și primim un apel. Se aude în ureche. Alo? Bună ziua! Vorbesc cu mine. Ce bine se aude! Foarte tare! Și așa foarte finuț și ușor. Ce drăguț! Bun, de unde închid? Tot de aici? Și am închis. Foarte mișto. Bun. Ia să vedem ce face asta. Am aici întâmplător un încărcător de mașină. Așa. Și l-am băgat. Și acum, dacă îl pun aici, se încarcă? Tu ești în priză? El zice că se încarcă. Bun. Ce zic ei? Ce zic ei? Ia să vedem ce se întâmplă. Deci, de unde începe? Power key. Power key e butonul ăsta, de unde l-am și pornit. Bluetooth headset, car charger, long press power key. Charging port, insert the car charger, attention, așa, is not included. Engine start. Headset power on. Ah, ce drăguț. Deci când pornești motorul, deci practic, și acum este not connected. Bun. Și acum să zicem că pornim motorul. Hop. A pornit și Bluetooth-ul. Ce drăguț. Deci pornește singur. Și mai zic ei că în momentul în care se oprește motorul, chargerul nu mai este conectat. Și se deconectează automat după 30, se oprește automat după 30 de minute, da? Ca să nu își consume bateria. Când telefonul sună, poți răspunde doar ridicând headset-ul din docking. Ia să vedem. Ne mai sunăm o dată. Cum fac? Răzvan Baciu. Primim un apel. Și acum dacă ridic din docking, am răspuns. Ce drăguț. Și merge. Și când am terminat apelul, aș putea să-l pun la loc, zic ei. Și se închide. Ia să vedem. S-a închis. Ce drăguț. Foarte tare. Deci, practic, acum în mașină, la telefonul mobil, când te sună cineva, poți să-i trântești telefonul în nas. Îl iei și ai trântit telefonul. M-am enervat. Nu mai vorbesc cu tine. Zdrang și am închis telefonul. Foarte tare chestia asta. Foarte tare. Deci, practic, ia să ne mai sumăm, dacă mi-a plăcut chestia asta cu răspunsul din docking. Un apel. Și luăm așa. Ha! Și am răspuns. Alo? Da, dragă, sunt în mașină, conduc. Vin la tine, ajung în 5 minute. Pa! S-a închis apelul. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare.
Bun. Ia să vedem și partea, deci mă mai are aici două porturi USB pentru încărcarea, altor device-uri. Ia să ne aducem noi niște cabluri. Am revenit. Deci ei zic că ăsta e și charger. Ia să băgăm iPhone-ul, băgăm în ăsta de 2,4 amperi și ăsta la alt Android-ul, că avem și Android, băgăm în portul de 1 amper. Ia. El zice că acum se alimentează. Ce-mi place mie cablul USB, că se încarcă și acum băgăm și iPhone-ul. Se încarcă și el. Deci avem două device-uri care se încarcă și hands-free pe deasupra. Ia să ne mai dăm un apel. Răzvan Baciu. Sună! Și acum răspundem. Alo? Da. Ce vrei de la mine? Nu vrei nimic? La revedere. Îți închid, îți trântesc telefonul. La revedere. Și am închis. Foarte tare mi se pare chestia asta cu răspuns și închizi. Da, deci poți să încarci două telefoane, tablete, ce ai avea tu pe USB. Ăsta se oprește singur după ce oprești motorul și pornește singur când pornești motorul, deci practic poți să-l pui în priza de la brichetă și uiți de el. După care dacă te sună cineva și nu ți l-ai pus la ureche, pac, ai ridicat, ai răspuns, ai vorbit, poți să închizi de aici. Poți să-i trântești telefonul supărat, poți să-i faci o grăză de chestii. Deci mi se pare, practic, cea mai mare invenție în materie de hands-free-uri. Chiar mi se pare, pe bune, de mult n-am mai văzut un hands-free atât de bine făcut și util. Bine, vă mulțumesc! La revedere!